Care sunt primele impresii de la Imperiul Leilor? Păi așteptam să văd primul episod și să văd cum a ieșit la montaj, pentru că în timpul emisiunii, sau în timpul, atunci când am filmat, au fost foarte, foarte multe lucruri pe care le-am spus. Într-adevăr, la montaj iese cu totul altfel, dar foarte interesant. În punctul meu de vedere, așa cum am văzut primul episod, cred că e un show care va fi interesant în toate punctele de vedere. L-ai urmărit înainte să fii unul dintre lei? Da, m-am uitat, nu pot să spun că mă uitam la fiecare emisiune, dar m-am uitat la foarte multe episoade. De ce? Pentru faptul că mi-era interesant cu ce idei sau cu ce business-uri vin concurenții și să înțeleg care sunt oportunitățile, de ce ar primi o investiție. Era interesant pentru mine și înainte. Spune-mi, cine te-a sfătuit să o iei pe calea asta a antreprenoriatului înainte să pui punct carierei în fotbal? Păi înainte, da, sunt un 5 ani. Sunt un pic de să spunem așa, de antreprenor și atunci când jucam. Deci, practic, sunt în partea asta de a investi în lucruri de pe vremea de când jucam. După aceea e clar că am avut mult mai mult timp la dispoziție, sunt deja, mi-am terminat cariera, am 5 ani și nu știu dacă am avut neapărat pe cineva care să-mi spună, sau un mentor să spunem așa, am încercat să fur meserie, cum să spunem, din foarte multe discuții cu oameni care au reușit în business. Și am încercat să învăț foarte multe lucruri de la oamenii cu experiență și oamenii cu experiență care au avut și eșecuri, rezultate proaste, și oameni care în același timp au făcut și bani sau foarte mulți bani din diferite business-uri. Nu am neapărat sunt autodidact și încerc să fac în așa fel încât să înțeleg foarte multe lucruri din diferite domenii. Spune-mi, ce investiții ai făcut în orașul tău natal, în Piatra Olt? În Piatra Olt n-am făcut. Am făcut investiții la Slatina, care este lângă. Eu sunt născut la Slatina, sunt născut la Slatina pentru că nu era maternitate în Piatra Olt. Piatra Olt sunt crescut, bine, până la vârsta de 13 ani, pentru că la 13 ani deja am părăsit localitatea. Mai departe există investiția în școala de fotbal, în hotel, în baza sportivă. Cât de des ajunge acolo? Adică mai ai rude la bunici? Adică mai ai bunici? Mai există, nu, bunici nu mai am, decât părinții mei. Părinții mei locuiesc în zonă. Între timp au mai... În Piatra Olt. Și au mai apărut între timp, au mai apărut în zona Olt un business cu agricultură. Deci mai sunt, au mai apărut între timp în zonă niște business-uri. Citeam că tu ai niște business-uri și în Ucraina. De unde este soția ta și unde se întâmplă... Exact. Investițiile sunt, în general, au fost pe partea asta de real estate. Tot felul de apartamente, nu știu, terenuri, casa mea, practic, în care eu am investit foarte mulți bani. În fine. Casa este în picioare, chiar am avut o bucată dintr-o rachetă căzută în curte. Din fericire a căzut între casă și gard, să spunem așa, deci în curte, dar n-a făcut foarte multe stricăciuni. În general nu-mi place să vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că sunt de foarte mult timp, să zic așa, mâhnit de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Eu vorbesc despre faptul că în 2014 la Donețk este început războiul și nu acum. Eu știu partea asta cu războiul din 2014. Din 2013, de când eu am plecat din Ucraina, n-am mai apucat să ajung acasă, pentru că practic eu
consideram ca și casa mea. Investițiile de acolo, cred că am mai declarat-o, sunt un minus de 4,5 milioane. Nu prea e foarte vesel să discutăm despre, sau să discut despre lucrurile astea.